Mission Impossible Dead Reckoning se cheamă aparent următorul și reacție la prima vedere. Eu o să văd acolo, voi vedeți aici și ultimele Mission Impossible, ultimul, cred că e preferatul meu, au fost nu neapărat din ce în ce mai bune, s-ar putea penultimul să fi fost un picuț mai slab decât Ghost Protocol, dar ultimul a fost foarte mișto, așa că hai să-l vedem pe-al șaptelea. Captain Marvel? Captain Carter. Ok. Sunt toți de până acum. Omul ăsta nu bătrânește, clar. Misiune imposibilă, mumia și mumia 2-1. Uite, și aia era tot Captain Carter. Ok, deci toți actorii din filmele precedente, în mare parte. Kryptonita! Era și Jarvis. Paul Bettany, parcă. Mi s-a părut pe ele. Iar alergă ăsta de nebun. Asta e cascadoria lui Tom Cruise, cea nouă. Da, probabil l-a sărit cu motocicleta de pe o stâncă. Nu. E chiar ușurică. Pun pariu că ăla era el acolo. Care sare de pe motocicleta. Asta. Sigur e el. Dar... Da, mișto. E nebun om. E psihopat. Bă, arată, clasic. Arată misiune imposibilă, foarte multe scene de acțiune, mașini, urmăriri, împușcături, Tom Cruise fugind de nebun la 60, 50, câți, nu știu câți ani are, dar arată la fel ca până acum, nu știu, ăla era Paul Bettany, se pare. Bineînțeles că în fiecare film e ultima lui, e mamă, ultima șansă, nu mai ești într-o lume în schimbare, nu mai bla 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 bla, bla valorile tale, nu știu, de fiecare dată. Și de fiecare dată există altă misiune imposibilă. Ca dovadă că asta e prima parte și o să mai avem și partea a doua. Dar, încă o dată, pentru ce au vrut să fie, toate filmele astea au fost foarte mișto acțiune. Deci eu abia aștept. Trailerul, da, nu arată prea multe chestii, dar îndeajuns cât să vedem că sunt 7000 de scene de, în care aleargă Tom Cruise pe tren, prin mașini. Ok, deci da, nu, eu abia aștept. Sunt curios dacă poate să-l detroneze, să-l întreacă pe 6. Ce părere aveți voi despre Misiunea Imposibilă, franciza, care v-a plăcut cel mai mult până acum? Puneți în ordine descrescătoare, crescătoare, cum vreți voi, în comentarii. Nu uitați să vă abonați și clopoțel pentru notificări și pe comunitate votăm cel mai filmul vostru preferat al celor care intră să voteze și după aia o să votăm horror preferat, anime preferat, nu știu ce, desen preferat, etc. O luăm pe categorii, pe chestii după ce terminăm, după ce ajungem în prezent cu filmele astea. Vizionare foarte plăcută pe acest canal. Nu uitați de ce am zis. Pupa, da, pa, da, pa, da, pa.